Polițiștii din Prahova, cei ai Direcției de Operațiuni Speciale a Poliției Române, cât și polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale Constanța au efectuat la începutul acestei săptămâni 9 percheziții la persoane bănuite de furturi din locuințe. Prejudiciul cauzat de acestea este de aproximativ 17.000 de lei. Din cercetările efectuate a reieșit că începând cu luna septembrie până în prezent, persoanele în cauză ar fi pătruns în locuințe, de unde ar fi sustras bani și bunuri, precum electronice și obiecte de gospodăresc. Amintim că tot în luna septembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, sub coordonarea parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, au efectuat 22 de percheziții domiciliare pe raza județelor Prahova și Ilfov, la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională a fost estimat la peste 300.000 de euro. Polițiștii au pus în aplicare 30 de mandate de aducere, persoanele depistate fiind audiate. La acțiune au participat și luptători ai Serviciului de Intervenție și Acțiuni Speciale, Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, precum și polițiști din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Prahova și Ilfov.